Aproape 100 de spectatori, inclusiv neobosita galerie Magica Balta, au asistat la amicalul din Balta Sărată dintre liderul Ligii a 4-a, Caraș Severin, și echipa de Liga 3. A fost un joc disputat pe un teren înghețat, cu multe faze de poartă, mai ales în a doua repriză. Ezerișul, cu 3 jucători de culoare care au ieșit în evidență, mai ales prin calitățile fizice, a controlat începutul jocului și a reușit să deschidă scorul prin super execuția puștului de 17 ani, Sorin Careba, demi-volet de la 16 metri sub bară. Elevii lui Ion Bica nu au dezarmat și au reușit egalarea câteva minute mai târziu prin proaspăt transferatul chiar de la Ezeriș Ionuț Derbac, șut din interiorul careului la colțul lung. Băltăreții puteau chiar intra în avantaj la cabină dacă vârful Ilie Simion, scăpat singur cu Biraescu, nu trimitea peste poartă din câțiva metri. În partea a doua, gazdele au preluat inițiativa și au ratat câteva ocazii până la lovitura de la 11 metri obținută de Dovlete și transformată cu siguranță de capitanul gazdelor, Bebe Feneș. Au urmat alte ratări de o parte și de cealaltă, iar egalitatea s-a restabilit cu 10 minute înainte de final, când Bogdan Jungle a finalizat cu un lob elegant o angajare în adâncime. S-a terminat 2-2, un rezultat echitabil după părerea celor doi antrenori, Ion Bica și Mircea Manu. Da, n-a fost ușor. Noi, ținând cont că am avut un meci de pregătire și vineri cu juniorii lui CSM Reița, Under 19, într-adevăr, un joc cu juniorii, cum se spune, dar totuși ne-au întins, prima repriză ne-au întins. Am venit astăzi să onorăm această partidă. Ce pot spune? Am început binișor jocul, undeva ce am lucrat cu un pressing sus, cum se spune, am reușit să și deschidem scorul, după care încet am intrat în jocul gazdelor. A fost scorul care s-a dovedit, dar până la urmă pot spune că e un rezultat echitabil, 2-2. E ceea ce s-a demonstrat astăzi. Mai așteptați ceva jucători sau în mare asta e lotul cu care a portat cea mai rămas? Noi suntem încă în căutări, încă mai așteptăm ceva pentru că suntem descoperiți. Astăzi n-au fost prezenți nici patru titulari, care noi avem atât fundașul dreapta, cât fundașul la marcaj, cât mijlocașul central. În fine, ce pot spune? Așteptăm din partea conducerii, încă așteptăm pe posturile de ficilare. Eu vreau un dublaj pe posturi, dar după cum vedeți și dumneavoastră, cam asta e situația. Rămâneți în pregătire la Reșița, nu? Sau pe unde? Da, noi suntem în pregătire acolo pe stadionul Gloria, mai avem meciuri amicale, cum am zis, încercăm să facem un loc competitiv. Nouă ne-au și plecat coloana vertebrală, cum se spune, dar luăm ce avem, cum se spune. Domnule Bica, o verificare cu echipă de Liga 3. Cum au fost băieții noastre? Cum i-ați simțit? Așa este, cu echipă de Liga 3 a Ezerișul, care am văzut că și-a adus ceva jucători noi, jucători puternici. Băieții noștri s-au prezentat destul de bine, ținând cont de faptul că suntem în partea de pregătire fizică. Ne antrenăm pe terenul 2, un teren greu. Când am dat de terenul ăsta mai înghețat, n-am reușit să ne punem exact ceea ce ne-am dorit din punct de vedere tactic, dar sperăm că la începerea campionatului să fim pregătiți, pentru că altă variantă nu avem. Clar, obiectivul nostru este promovarea Caransebeșului în Liga 3. Vă gândiți deja la bară sau le luați pas cu pas așa? Nu, niciodată. Niciodată nu sărim un gard prea înalt, pentru că nu știm dacă putem să-l sărim. Mai întâi luăm etapă cu etapă, mai ales că prima etapă este chiar un gard înalt și trebuie să-l trecem, etapa de la Moldova 9. Și etapă cu etapă până la câștigarea campionatului și apoi barajul. L-am văzut pe Derba caz în teren, înțeleg că mai așteptat și un portar. Da, așa este, ne-am întărit și prin venirea lui Mania și a lui Derbac și a lui Denis Arjocan. Mai sunt jucători care vin,
Anul trecut am fost doar o mână de jucători care am dus tot campionatul, iar la baraj s-a văzut, au fost istoviți de atâta muncă și n-am făcut față. Sperăm ca prin rulajul din acest retur să reușim să fim apți la baraj. Asta ne interesează. Următorul amical? Următorul amical ar trebui să fie duminică cu Răcășdia. Nu știm, nu este perfectat nimic. Acum noi încercăm și noi să ne păstrăm puțin terenul pentru începerea campionatului. Dacă găsim o variantă, jucăm. Dacă nu, vedem ce putem face. Antrenorul Ion Bica a trimis în teren următorul 11, Ruicu Cozma, B. Dragomir, Duțescu, Manea, Dovlete, Derbac, Feneș, Arjocan, M. Dragomir, Negrei și Simion. Au mai intrat Văcărescu, Marina, Birtia, I. Dragomir, Marius Frenț, Vlad și Benea. De cealaltă parte, Mircea Manu a mizat pe Biraescu, Cârlugea, Veca, Musa, Dumitru, Cărăușu, Teca, Careba, Burcan, Giangălă și Pichion. Rezerve Varga, Corneanu, Damian, Crețu, Șilungu și Ilungu.